Ce ați crezut că este la început când au apărut simptomele? Ce vi s-a spus sau ce ați crezut că este? Da. Reumatism. Reumatism. Cât timp ați stat în suferință crezând că este altceva? Foarte mult. Luni? Săptămâni? Ani. Ani. Ani, doamne. Și s-a crezut că este Da. reumatism. Și ați fost și tratată de Da. reumatism. Și am crezut că este pe reumatic inițial. Reumatic. Cea mai Inițial. frecventă confuzie în afecțiunea aceasta, sindromul de tunel carpian, este cea mai frecventă confuzie că este reumatism. Exact. Clasicul reumatism, Clasicul când nu știm reumatism. ce este Și reumatism eu de făceam fizioterapie, deci inclusiv în ianuarie, când m-am dus la fizioterapie, doar mâna dreaptă mă durea din cauza umărului. Eu făcusem un RMN, mi s-a spus că am hernie cervicală și toată lumea credea că de acolo mi se trage durerea. Dar când am făcut fizioterapia, după 7-8 ședințe, a început în mâna stângă. Nu știu ce se întâmplă, dar zic, eu sunt și cu mâna stângă afectată și nu aveam problema asta cu mâna stângă, doar mâna dreaptă. Și să zicem că după fizioterapie doar efectul s-a diminuat foarte puțin din durere, dar a început deja amorțeala pe mâna stângă și încet, încet aceleași simptome ca și la mâna dreaptă și n-am mai putut. Deci în luna mai s-a operat o colegă de-a mea de sindromul tunel carpian și atunci am zis că posibil să am și eu același diagnostic. ca în final să ajungeți la noi și să vă Da. punem diagnosticul de sindrom de tunel carpian. Și păi galvanice și ceva cu laser, nu știu ce masaje și în Italia mai m-au făcut. Nu. Deci o idee, parcă ce da, dar nu. Nu ceva, adică degetele tot erau, pocneau, deci tot rămânea înțepenite, deci nu. Așa am crezut. Acum, în urmă cu câteva luni, au început și celelalte simptome. Amorțeli, furnicături, după cum v-a spus, ducea până în cot, dureri insuportabile, cel puțin noaptea nu m-a lăsat să dorm, nu m-a lăsat, mă trezea, deci era un calvar. Am fost prin stațiuni, pe la băi, pe băi sulfuroase, băi cu sare, unguente peste unguente, ce am auzit, așa. Deci, cu alte cuvinte, ați încercat tot Le-am felul încercat pe de... toate, le-am Ați încercat încercat pe pe toate. toate ce am auzit și Ce a ce... funcționat, ce nu a funcționat? Păi, nu știu dacă a funcționat. Deci n-a funcționat nimic Nu, mai altceva. nimic, nu. Probabil, pe moment, atunci când dădeam un unguient, trecea pe moment. Și azi, și azi noapte, și ieri noapte, așa, dureri insuportabile. Dădeam puțin, câteva minute și revenea. Și, da, zic, ia să mă uit eu pe net, în primul rând, să cauza de ce mi se înfurnică, de ce amorțesc, de ce nu știu ce, toate chestiile astea, să cauzele. Și spicuim pe acolo, a început să-mi dea de ce și cum și unde, vom descoperi pe dumneavoastră, clinica dumneavoastră. Pot să spun? Da? A, deci, Vita Clinic. De unde sunteți? A, eu sunt de aproape, de aici, de la Buzău. Buzău Timișoara. Doar de la Am Buzău. făcut și o glumă.